A fost greu meci. La început am început foarte slab, nu eram organizați, dar pe urmă, a doua repriză a fost mai bine și s-a văzut. Cred că puteam să egalăm, dar nu s-a primit, nu s-a primit, pur și simplu. Adversarul era agresiv cu noi de la început, a marcat toate ocaziile care le-a avut în prima repriză și cam greu să ne întoarcem când era deja 3-0 și am deschis repriza cu 4-0. Cred că băieții au luptat și mă bucur că pentru continuarea asta e bine, luptătura asta, că nu ne-am lăsat bătuți și învinși. Am încercat și noi. Ați revenit de la 4-0 la 4-3, ați fost la un pas. Ce a lipsit să egalați până la urmă? Noroc, doar noroc. Cam avut acolo și eu două rătări care nu pot spune nimic. Noroc doar, n-am avut noroc. Totuși rezultatul este echitabil? Da, băieții au luptat și da. Noi dacă eram concentrat puțin mai mult, avea să spun că meritam să câștigăm, dar noi eram concentrat la sfârșit. Adversarii au dorit mai mult victoria? Nu pot să zic asta, că noi am încercat și noi, dar da, la început ei au început bine, mai bine ca noi și asta a făcut diferența. Urmează o pauză forțată, ce crezi despre acest fapt? Poate e bine pentru noi să mai ne unim, să mai ne antrenăm împreună, să cunoaștem jucătorii, că fiecare săptămână să schimbăm câte un jucător, doi, și poate acum să găsim echipa câștigătoare.